În câteva săptămâni de când s-au deschis ghișeele Direcției Economice Slatina, mii de contribuabili au trecut pragul instituției. Sunt slătineni care doresc să scape de grija achitării impozitului, majoritatea plătind integral. Pentru anul 2023, față de aceeași data anului trecut, au fost efectuate plăți ale obligațiilor fiscale datorate bugetului local din partea 9850 contribuabili, persoane fizice și juridice, dintre care aproximativ 7000 au beneficiat de bonificația acordată pentru plata cu anticipație a impozitului datorat pentru întregul an până la primul termen de plată. Bonificațiile de 10%, respectiv 2% pentru persoanele juridice și fizice au rămas și în acest an. Singura condiție este aceea ca plata taxelor și impozitelor să fie făcută integral până pe 31 martie. De asemenea, pentru a evita statul la cozi, slătinenii au varianta achitării taxelor și impozitelor prin sistemul electronic. Reamintim faptul că Primăria Municipiului Slatina oferă cetățenilor alternativa plății online a impozitelor și a taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale, cu cardul bancar, prin internet, fără comisioane. În acest context, au fost efectuate plăți și prin intermediul sistemului electronic de plată, ghiseu.ro, fiind înregistrat un număr de 1878 de plătitori, față de 1182 pentru aceeași perioadă a anului trecut. Mulți slătineni recunosc că vor să scape de o grijă odată cu plata dărilor către bugetul local. Pentru ce vă aflați aici? Să-mi plătesc dările către stat. De ce optați pentru această variantă să veniți în prima parte a anului? Să-mi iau grija. La începutul anului scap de o grijă. Nu mai... Știu că nu mai am grijă, nu mai vin de două ori sau de trei ori să stau la coadă. Stau odată, plătesc gunoiul. Impozitul la apartament, impozitul la mașină și... Plătiți integral? Tot. Până la sfârșitul anului. Contează și acea bonificație de care beneficiați? Nu, pentru mine nu contează. Contează faptul că mi-am luat grijă. Mai multe categorii de persoane, printre care cele cu handicap, cele care îngrijesc veterani de război și cele care iau parte la acțiuni militare, sunt scutite prin lege de la plata taxelor locale.